Există o lege fundamentală a vieții pe care o știi, dar trebuie să o conștientizezi acum. Și anume, exteriorul tău este o imagine a interiorului tău. Asta înseamnă că dacă în acest moment există ceva ce în viața ta nu funcționează, ei bine, este pentru că ceva în interiorul tău nu funcționează. Cam asta se întâmplă și în business. Dacă există ceva ce în acest moment în businessul tău nu funcționează, este pentru că ceva la tine nu funcționează. Și nu vreau să mă înțelegi greșit, însă sper că suntem de acord amândoi că singura persoană responsabilă de creșterea și de dezvoltarea business-ului tău ești chiar tu. Și vreau să-ți dau un exemplu. Dacă în acest moment ești un antreprenor de, să zicem, nivelul 6, cam tot ce se întâmplă în business-ul tău va fi de maxim nivelul 5. De ce? Pentru că, vezi tu, niciodată n-a existat ca o companie să fie peste nivelul celui care conduce compania. Asta înseamnă că compania ta de aici nu poate să fie peste nivelul tău. Și ori de câte ori tu îți vei dori ca și compania ta să crească, ea nu va crește niciodată, ci mereu se va lovi de nivelul tău de aptitudini și competențe. Asta înseamnă că dacă tu vrei ca și compania ta să crească la nivelul de 6, 7, 8, poate chiar 9, în primul rând, tu va trebui să crești la 6, la 7, la 8, la 9, la 10. Și atunci, automat, compania ta va crește de la 5, la 6, la 7, la 8. Are sens? Sper că are sens. Numele meu este Mihai Cioban și până în acest moment am lucrat cu companii de top ca și Coca-Cola, Banca Transilvania, Forever, Coral, Barum, NC Consulting, Casa Hațegan și alte companii care în acest moment sunt de un foarte mare succes în România. Ce vreau să fac în acest moment este că vreau să-ți ofer o invitație deja verbală, adică deja vreau să te invit la un seminar pe care o să-l susțin exact la tine în oraș, în care vreau să împărtășesc cu tine 7 strategii fundamentale care cu adevărat să vină și să te ia din locul în care ești, să te ducă exact în locul unde vrei să fii. De ce? Pentru că, vezi tu, am descoperit că în viața noastră nu primim ceea ce ne dorim, ci primim ceea ce suntem. Asta înseamnă că dacă vreau să primesc, va trebui prima dată să devin. Sper să-mi fii alături pentru că eu personal abia aștept să te cunosc. Aștept să te înscrii exact în acest moment. Îți mulțumesc tare mult!